Membrii organizației Hyde Park au fost reținuți legal, așa susține Ministerul de Interne, care spune că scările președinției sunt partea complexului arhitectonic al clădirii și, în concluzie, protestul este interzis. Manifestanții urmau să fie judecați astăzi, însă procesul a fost amânat pentru 8 mai, la cererea polițiștilor. Potrivit acuzaților, comisariatul Buican a invocat lipsa de probe. 104-37. V-ați apropiat, urgent. A fost o provocare din partea celor care mereu ne provoacă. Vă zic că cât receptiv este Ministerul de Interne, fiind publicată în acea zi, în Monitorul Oficial, legea 26, adică nouă lege cu privire la măsurile în masă, știind de cusară că va fi publicată, familiarizându-se, având asupra sa la ora 5 dimineața monitorul asupra sa, clar că i-a făcut o provocare Ministerul de Interne. Șeful Direcției Ordine Publică a Ministerului de Interne este aproape convins că polițiștii au trecut cu brio testul organizat de protestatari. Vă rog eu, strângeți de astăzi toate. A intrat în vigoare o lege. Dar nu trebuie să vă supuneți legii, dumneavoastră. Știm, dar eu nu sunt la curent. De ce nu vă supuneți? Întrebați de șef, domnule. Întrebați șefii. Aveți legătură, nu? Avem legătură. Faceți legătură, vă rugăm. Urgent faceți legătură cu șefii. Eu socot că nu este o încălcare a legislației în vigoare, deoarece legea prevede întrunirile în masă în afara încăpierilor. Dar nu trebuie să uităm că scările este parte componentă, vă zic, a infrastructurii arhitecturale. Adică dacă era pe trotuar, n-aveau decât să-și înainteze obiecțiile să desfășoare asta întrunire. Au atentat, vă zic, la un obiect, vă zic, care nu este prevăzut de legea respectivă, clar s-au întreprins acțiuni respective. Au păcate! Întrebat de ziariști cine a stabilit dacă pe scări este voie sau nu să se afle protestatarii, Mihai Cebotaru a declarat că sunt tălmăcerile arhitectorilor, persoanelor care sunt specialiști în domeniul construcției arhitecturii. Noi suntem polițiști, noi luăm, zic, consultațiile domnilor sale. Deocamdată nu este clar când au reușit polițiștii care i-au arestat pe cei de la Hyde Park să se consulte cu arhitecții, în condițiile în care protestatarii au fost reținuți la doar câteva minute după ce au început protestul. Este vorba despre 4 membri ai organizației care au încercat să testeze aplicarea noii legi cu privire la întruniri, intrate recent în vigoare. Polițiștii nu par încântați de prevederile noii legi, deși spun ei o vor respecta. Transformăm municipiul Chișinău într-o piață unică de desfășurare a măsurilor în masă. Noutatea legii constă în faptul că pentru a organiza întruniri nu mai este nevoie de autorizație dacă la manifestații participă mai puțin de 10 persoane. De asemenea, nu este prevăzut o limită a spațiului la care se pot afla participanții de clădirile oficiale.